A 23-a ediție a Festivalului Oul de Paști din Drăgoteni a avut loc în Joia Mare la Școala Gimnazială numărul 1 Remetea. Evenimentul a surprins și anul acesta frumusețea tradițiilor specifice sfintelor sărbători de Paște în forma lor autentică. Suntem la 23-a ediție a Festivalului Oul de Paști de la Drăgoteni, comuna Remetea. Pentru tot ceea ce se întâmplă în această comună, trebuie să-l felicit pe primarul comunei, pe domnul Adrian Ștefănică, pentru faptul că nu uită de tradițiile populare și în felul ăsta ne păstrăm cultura tradițională românească pe aceste meleaguri. Le doresc tuturor să aibă sărbători fericite de Sfintele Paști și să ne întâlnim și la următoarele ediții ale festivalului. Manifestarea a cuprins o secțiune de concursuri la care s-au înscris peste 100 de elevi din tot județul. Aceștia și-au arătat maestria la încondeiat ouă, interpretat pricesne, bătut toaca, la secțiunea compoziții plastice și educație tehnologică, dar și la proba costumelor populare. Cei mai pricepuți dintre ei au fost premiați în finalul programului. Anul ăsta am încercat puțin să modificăm tradiția de anul trecut prin faptul că până acum femeile din sat intrau în concurs, acum femeile din sat și din comuna Remetea nu mai intră în concurs, doar vor fi premiate pentru că ele sunt cei care duce tradiția și cultura mai departe. Născută în Drăgoteni, Anca Drăgan este una dintre acele persoane care au ridicat meșteșugul împistritului ouălor la rang de artă. Tehnica de încondeat am învățat-o de la bunica, de la mami. Și chiar îmi place să încondez, să păstrăm tradiția, să o ducem mai departe. E ceva frumos și chiar ar fi păcat să se piardă. Istoria festivalului Oul de Paști de la Drăgoteni a început în anul 1997 și de atunci se ține în fiecare an cu același succes. În prezent este cunoscut ca fiind cel mai vechi festival de acest gen din țară. Mă bucur că am reușit să ajung și la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Oul de Paști de la Drăgoteni. Este un festival care ne ajută să transferăm ceea ce ne este nouă drag, tradiția românească. De la cei cu mai multă experiență, cei în vârstă, la cei tineri și chiar foarte tineri. Îmi place foarte mult să vin aici pentru că simt românește când vin aici și mă bucur că se face acest transfer. Povestea festivalului a trecut dincolo de granițele județului Bihor. Cristian Terheș a străbătut peste 100 de kilometri tocmai în Joia Mare pentru a putea participa la eveniment și nu a regretat. E impresionantă, în primul rând, zona. Am ajuns aici, m-am întâlnit cu o serie de persoane, pe unele le-am cunoscut, pe altele le-am întâlnit aici, le-am cunoscut aici. E absolut fantastic. Văd atâția tineri îmbrăcați în costume populare, faptul că se păstrează tradiția. Am aflat despre un nou mod, cel puțin pentru mine e de-a dreptul nou, de încondeirea ouălor. Este o tradiție specială și cred că ar fi bine de promovat, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Bihor, Primăria și Consiliul Local Remetea și Școala Gimnazială numărul 1 Remetea, în parteneriat cu Muzeul Țării Crișurilor, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, Fundația Euroregiunea Bihor Hoidu Bihor Oradea, Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai, Muzeul Municipal Beiuș, Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Bihor și Agenția de Management al Destinației Bihor.